Intersecția splaiului Mihai Viteazu cu Aleea Privighetorilor. Primul care ignoră pietonul pe trecere, un taximetrist. Pietonul se află în angajarea traversării străzii prin loc permis, iar vehiculul taxi, marca Skoda, nu acordă prioritate de trecere, pentru care a fost oprit, s-a luat măsura reținerii permisului de conducere în vederea suspenderii pe perioadă de 30 de zile. Altă trecere, aceeași situație. De această dată, conducătorul auto este o femeie care nu i-a acordat prioritate unui tânăr. Acesta intenționa să ajungă de pe bulevardul Tudor Vladimirescu pe strada Orli. Am primit pentru că nu ați acordat prioritate de trecere pietonului. Angajați în traversare regulamentară pe trecere pietoni, marcată și semnalizată corespunzător, atât prin marcaje cât și prin indicatoare rutiere. Nu ați văzut trecerea de pietoni? Trecerea de pietoni am văzut-o, dar era atât de repede după mașina cealaltă, încât eu eram atentă să merg să nu vină celălalt către mine. Femeia a rămas fără permis de conducere și a primit o amendă de 268 de lei cu posibilitatea de a achita jumătate din sumă în 48 de ore. O acțiune cu efective mărite, o acțiune a poliției rutiere, o acțiune care are drept scop combaterea indisciplinei conducătorilor auto la trecerea de pietoni. E vorba de neacordarea priorității de pietoni. Polițiștii spun că trecerile de pietoni pe care șoferii nu le iau în seamă sunt cele de pe splaiul Mihai Viteazul și de pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Aceasta deși au fost montate sensuri giratorii unde conducătorii auto să reducă viteza. În cadrul acțiunii care a fost coordonată de adjunctul poliției mehedințene, comisar șef Romulus Oprița, s-au constatat 91 de abateri de la regimul rutier. 17 șoferi au rămas fără permise de conducere pentru că nu au acordat prioritate pietonilor, iar valoarea amenzilor s-a ridicat la aproape pe 13.000 de lei.